Deplasările în teritoriu și discuțiile cu oamenii inițiate de prefectul Iancu Caracota i-au obosit sau plictisit pe directorii de deconcentrate, care preferă să-și trimită subordonații în teritoriu. Absențele nemotivate l-au motivat însă pe prefect, care le-a spus răspicat directorilor că dacă nu vor veni la întâlnirile cu oamenii, și-ar putea pierde posturile. Este inacceptabil să nu luați în serios acțiunea și vă anunț clar că de astăzi nu mai accept persoane care nu știu despre ce este vorba și nu sunt capabile să dea răspunsuri clare, concrete, la fața locului. E păcat că nu înțelegeți că astăzi aveți o șansă extraordinară în zilele astea grele pe care le traversăm să vă faceți treaba mai bine în teritoriu decât la birou. Eu știu că este un efort enorm de mare pentru dumneavoastră să veniți după program la aceste acțiuni, dar eu cred că sunt necesare, utile și în final, cât timp sunt eu prefect, obligatorii, dacă faceți parte din echipa mea. Dacă nu îmi spuneți și nu vă supăr. Cu voi sau cu alții, eu voi duce misiunea până la capăt. Depinde de voi. Nu mă faceți să-mi doresc să fie alții în locul domnilor voastre. Vă mulțumesc anticipat pentru prezența viitoare la acțiunile care le vom avea în teritoriu. Valabil pentru absolut toată lumea. Nu mai accept scuze că am de jucat un meci de tenis sau mă duc la doctor să fac analize. Dacă sunteți bolnavi, atunci renunțați.